Bună ziua! Ne aflăm la Zănești, în cadrul grupului de firme TCE3 Brazi. Acordăm o atenție deosebită ceea ce înseamnă producerea furajelor. Producția principală este dată de hibridul 0725. Am avut din partea echipei Corteva o sămânță de calitate. Observăm talia, observăm grosimea tulpinii, observăm mărimea ștuleților și raportul tinde spre 1:1. Suntem extrem de mulțumiți și surprinși în același timp de producția obținută de hibridul 0725. Compania Corteva este alături de fermieri încă de la semănat cu produse precum semințele de porumb pentru silos, dar și inoculanți pentru a face acel silos de calitate și pentru a mări producția și calitatea laptului. Bună ziua, mă numesc Mocanu Vlad. Sunt medic veterinar la TCE Boviselec, o fermă de bovine Holstein din localitatea Zănești, județul Neamț. Un efectiv de 900 de capete, dintre care avem 400 de vaci la mulți, o producție de 32-33 de litri pe cap. În general, cel mai dificil la vaca de lapte este asigurarea energiei. Aportul de energie se face prin silos. De aceea, calitatea silozului este esențială, silozul fiind în procentul cel mai mare din TMR și de aceea cantitatea de amidon din porumbul silos, digestibilitatea lui, calitatea fermentării, acizii care îi găsim în silos sunt de o mare importanță. Folosim inoculantul 11 CPT și avem rezultate foarte, foarte bune. Inoculantul 11 CPT asigură o conservare optimă, o digestibilitate bună și am observat că din momentul în care am început să folosim silozul, a crescut cantitatea de lapte, a crescut grăsimea, de asemenea a crescut și rezistența animalelor. Sunt o serie de afecțiuni specifice vacilor de lapte care au dispărut aproape totalitate de când am început să folosim acest tip de siloz. În acest an folosim același tip de inoculant. Și cu toate că a fost un an problematic, o să obținem un silos cel puțin la fel de bun ca cel de anul trecut. Inoculantul 11 CFT este un inoculant care ne furnizează în primul rând producția de acid lactic, acid acetic și 1-dipropandiol prin tulpinile de plantarum și bugnerii pe care le avem în cadrul inoculantului. Dar una dintre tulpinile care se regăsesc în acest inoculant este o tulpină unică în lume, o tulpină patentată de către cercetătorii noștri din Corteva. Această tulpină produce și enzime, lăsând astfel bacteriile din rumenul vacilor să aibă acces la polizaharidele din celuloză și hemiceluloză. Eficiența hrănirii este mult mai mare datorită digestibilității crescute. Toți inoculanții noștri au un efect de killer, adică omoară de alte drojdii și din mucegaiuri și cel mai important, mai ales pentru industria lactatelor, pentru brânzeturi, distruge orice înseamnă Clostridium. Ținând cont că în cadrul firmei TCE există și o fabrică de lapte, inoculantul Fiber Technology face ceea ce își dorește orice inginer din fabrica de lapte, adică asigură o calitate a laptelui mult mai bună. Dacă noi reușim în câmp să producem un furaj cantitativ și calitativ așa cum ne dorim, tot lanțul va merge spre bine. Cred că așa ar trebui să arate un porumb destinat culturii de porumb silos. Este extraordinar din punctul nostru de vedere. Inoculantul 11 CFT este alegerea ideală pentru fermierii din România. Aveți încredere în produsele Corteva, asigurând cantitatea și calitatea necesară fermelor zootehnice.